Aveam o negociere cu Edi aici, dacă... să spunem un lucru sau nu, dar evident că îl va spune. Dacă, dacă vorba... vrei spun că nu e un secret. Vorbeam despre cultura da. oamenilor noi la care trebuie să ne Spuneai adaptăm. Că în se în același zi zi zi. și eu, trebuie să-și ridice spun... nivelul și Eu spun ce intelectual am făcut și eu, La fotbalist. toate cluburile unde am fost am pus foarte mult accent pe ceea ce însemna dezvoltarea jucătorilor Din toate punctele de vedere. Aveam în mod special cu cei tineri foarte tineri care încă mai puteau fi modelați. Discuții săptămânale, 3-4 discuții pe săptămână și uh, specifice cu laptop în față, cu proiecție, cu imagini, cu analize, dar și de ceea ce însemna dezvoltarea lor. Eram atenți la examenele pe care le-au, la notele de la școală, la, uh, să nu lipsească, să fie atenți la educarea lor și specifică și uh, Și poți să te interesești de hornole lor, e adevărat. Poți, da, poți dar, să nu trebuie să le zici uite, că trebuie să citească Război și Pace Bineînțeles, da, dar sunt și lucruri... Da, da trebuie, trebuie să intri în și lucruri, uh, 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 Radu, sunt și lucruri la care trebuie să te adaptezi. În sensul în care, dau un exemplu, sunt generații noi, terminam antrenamentul, era un regulament intern, care spunea așa, uh, ziua acutare, după antrenament, uh, trebuie să fie fiecare la recuperare, să intre să-și facă procesul de recuperare. Da? Eu veneam după teren, mă uitam, intram pe la ei pe un vestiar special, ca să dau un mesaj, să mă vadă că sunt foarte atent și oricum monitorizau colaboratorii mei în proporție de 90% erau cu telefoanele în față, butonau, se vedeau se poate, vedea, ce mesaje, ce alea, Instagram, Facebook și așa mai departe. Și atunci am schimbat și am spus ok, e o oră și 10, 10 minute aveți libertatea ca să vă faceți tabietul și ceea ce faceți voi și cu ce sunteți obișnuiți, după care faceți lucrul care trebuie. Așa Dar trebuie să fim, o să trebuie să fim pregătiți și noi să fim activi în viața lor, să fim implicați, să-i coordonăm, să contribuim. Pentru că altfel, degeaba, tu vii și îmi spui, păi când ajung la Națională sunt definiți, sunt definiți. Da, e foarte greu să mai intervii. Dar dacă nu intervenim acolo unde suntem cu ei zi de zi și nu contribuim uh -huh. efectiv la dezvoltarea lor și nu îi îndrumăm, da, de ce facem? Corect, dar de asta spun că nu o să ținem foarte mult de tine. La național uh, tot așa o să faci cu, cu regulile astea? Dar cu siguranță că vor fi reguli, vor fi repere clare. Însă, e și cazul că tu îmi spui că avem probleme, că mulți jucători nu joacă și, ok, de acord. Tu m-ai întrebat de strategie. Strategia mea asta este. Asta nu înseamnă că nu sunt la curent cu ce se întâmplă, că nu sunt pregătit și pentru impasuri și pentru momente mai grele, inclusiv acesta, să ca dispoară. să nu joace jucători. Dar iar ne întoarcem la formarea lor și la mentalitatea lor. De ce noi avem statistic din 10 jucători care pleacă în străinătate, nu știu, 6 sau 7 se întorc după maxim 2 ani de zile? Da, da, asta nu N -avem avem să... și noi o vină? Asta nu o te scuze jucătorii? nimeni. Nu o să te scuze nimeni pe povestea. Adică, adică o să te scuze, dar nu o să, nu o să te încălzească cu nimic. Nu o să te încălzească, dar datoria mea este că acolo unde merg, ce mă întrebați la începutul emisiunii, unde interacționez cu conducători, cu antrenori, cu... să-mi aduc contribuții. Să, fii, să, să, fiu un păcat Sperii, te duci și spui... Nu, eu vorbesc e... aici, intern. A, aici, mă intern. duc la colegi, la antrenori. Domnule, uite de problemele astea m-am lovit eu. Uite asta așa, uite aici am făcut asta, uite aici am făcut asta. Și Putem ce o să, să... spună? Nu, nu, te spune, poți și conducătorii să ne dai și nouă salariu, măcar pe ultimele da. Bă, din august, sunt, suntem sunt în februarie. Conștient, nu, sunt nu trebuie de să, pe nu ala, trebuie din august, să spui că de 12 de. ani de zile mă lovesc de lucrurile astea și am trebuit păi până o o fie, păi. și până asta o să vezi. luni da. întregi de neplată de salarii. Tu o să de le vorbești despre chestiuni de astea și el o să de salarii. Munca de selecționer diferă fundamental de munca de antrenor la o echipă, la un club? Pentru că Uf, circulă teoria mult. asta, deja e o axiom, Adică, da. domnule, e cu totul altceva, când ești selecționer, nu mai ești antrenor, să înțelege că și cam stai degeaba și că din când în când mai ai câte o acțiune, dar în general se belferește. Cam asta e viziunea. Uh, nu este un mit, este realitate. Diferă uh -huh. foarte mult. Cât am apucat eu acum să uh, constat în luna asta de când sunt activ, sunt foarte multe lucruri diferite. Și deși anticipam un, anticipam un volum ceva mai mic de muncă, uh, am o stare din asta de insuficiență totală, parcă tot timpul sunt în și nu reușesc să le prind din urmă și să le, păi, le rezolv. Dar e adevărat, a de mult. e adevărat că fiind că și la început. lucrurile la început, probabil că da. sper că atunci când le organizăm și le uniformizăm un pic, modul de lucru, felul cum ne împărțim responsabilitățile, monitorizarea și toate astea, lucrurile o să fie mai funcționale și relativ mai ușor de controlat. Dacă un, vei, vei lua în considerare și ce fac jucătorii în afara terenului când îi vei convoca? Bineînțeles. Dacă ai un super, acum poate că e un profil bonic de asta, imaginar, dacă ai un super talent dacă care se duce și rupe barurile și cârciumile, îl convoci? Trebuie să ne raportăm mereu la lucrurile astea cele mai nu știu, așa categorice și exemplele. Exemplele extreme sunt cele mai nu, mai. nu avem niciun sens. Mirel, avem am niști. abordat și subiectul ăsta cu Mirel și cu Cosmin Și mi-am spus că nu au fost probleme, că grupul este bun, că sunt jucători care mm -mm. Euh, sunt. sau care pierd nopțile din, din alte motive punctul ăsta de vedere și istoricul spune că în ultimii ani nu au fost astfel de probleme. Oh, dar care pierd nopțile din cauza pe că PlayStation. stă pe, pe Da, pe, nu știu, pe jocuri da, sau păi, pe astea. M am lovit și de lucrurile astea și am făcut și razie până, până la agenții Ai de că care poți veneau să... jucătorii la cantonament ca să confiscăm aparatura. S-au adaptat. Da, asta e realitatea. Totul pentru interesul Bara, echipei și pentru pe obiective. Dacă jucătorul normal la ora 11 ar trebui să aibă, să meargă spre cameră și încet, încet. Că... Acum hai să fim sinceri. Nici eu nu am mentalitatea care era folosit în trecut să merg numai cablu de la televizor și nu știu, stingi lumina în cameră și spui noapte o să bună. Pentru că... cum făcea Anghel Iordănescu pe culoare? Nu știu cum făcea. Îți spun eu sigur, cu patrulă. știu, că, eu știu că fiecare jucător are tabieturile lui. Știu că unii reușesc să doarmă mai ușor, alții mai greu. După jocuri sau înainte de jocuri, unii nu reușesc să doarmă aproape deloc. O să încerc să fiu cât se poate de apropiat de ei, să-i înțeleg, să-i ajut și așa cum am procedat în trecut la echipele de club și au funcționat lucrurile astea, cu reguli clare, dar în același timp să-i înțelegi, să-i ajut, să-i sprijin, tot un sprijinul performanței, până la urmă. Dacă un fotbalist spune că trebuie să lipsească la o reunire o zi sau două, până că se duce să semneze la un club să facă vizită medicală, s-a întâmplat asta. O să spui, da, sigur, o să-l voie sau o să spui nu Depinde de, de la caz. Nu pot, să, nu pot să general să vin cu un răspuns, pentru că depinde de context. Păi nu știu un... ce context. Ai de pregătit meciurile din Liga Națională, ai patru meciuri în 11 zile, deci ce nu s-a întâmplat nimeni. Este în perioada de iunie, când s-ar putea să trebuiască să poți să, să, te transfer, da? Așa că s-a deschis pe de transfer <gânt> și vine un, nu știu, vine cineva, să sunt de nume că după aia păstrează pică respectivul și ce mă scuzați, dar eu trebuie neapărat. Eu m-am Tu ai două, de, trei zile în care Eu m-am lovit de foarte multe situații de genul ăsta și, și îți dau din nou cu exemple ca să vorbim la concret. Îmi plec de la ideea că programul trebuie să fie cât mai concret, la obiect și respectat strict. Dar ai un jucător care trebuie să-ți vină cu 5 zile înainte și este între două cluburi și trebuie să se un contract. Ce și uh, îi spui, sub nicio formă, vii și te prezinți aici. Iar el se duce în cameră, să închide și cu agentul 4 zile înainte de meci, nu stă decât pe discuții și pe negocieri. Consumul, până la urmă, mental, energetic, nu e infinit mai mare decât dacă poate totuși gestionezi altfel și îi dai, nu știu, șase ore în plus ca să se ducă să-și rezolve situația, să vină liniștit și să poți să-l valorifici la maxim timpul ăla cu el și automat. Ai dreptate joc -o? dacă sunt șase ore. Da, niciodată în șase ore. Că dacă tu, semnează tu în Arabia cât, sau Tu nu... ai dat interval de timp care ți-a convenit, eu ți-am răspuns no, cu Nu, no, no, șase ore, n-are unde să duce. duce... Sunt cluburi acum care își permit și jeturi pe, pe, din astea închiriate, ia, îl ia, duce, no, la duce. Nu, șase o vizită medicală obișnuită cu tot și cu uh, cel puțin. Trecând deci. de la ideea că dar dacă, echipa națională și interesul ei, voi fi, nu știu, flexibil doar în situațiile în care știu că um, sunt gestionabile și putem să contribuim, să ajutăm jucătorul ca ulterior să ne ajutăm noi. Adică mână. nu oricine poate să zică oricând, dumneavoastră, eu am o treabă. Hai, nu vreau să facem din asta o obișnuință. Adică nu înseamnă că după aceea devine un talcioc și sub nicio formă. Verificați un pic istoricul meu și vedeți dacă eu am avut conflicte cu jucătorii în general uh -huh. și am avut totuși jucători pe mână în care mulți au fost de echipe naționale. Dar cu... Și dacă avut. au fost sau nu au fost reguli clare și respectate în frunte cu mine. Cu conducătorii am avut și o să mai am. Mm. încercat vreun până acum să-ți facă cu ochii în perspectiva unor convocări? De acum, da. la echipa națională. Da. Și cred că mă știu. Conducător? Cred, cred, că mă știu cu toții. Păi te știu, dar pot încerca. Ce o să fac. Încercare să vedem. Poartă, vedem ce răspuns vor primi. Um, avem Liga Națiunilor asta cu Bosnia, Muntenegru și Finlanda. Care ți se pare cea mai grea echipă? Știind că în clasamentul FIFA stăm prima dintre cele patru. Locul 4 e 7, dar prima. Următoarea cred că e 57. Cred că este Finlanda. Pe care e Bosnia? Le-am văzut pe toate trei, le-am studiat. Care e cea mai Deja mult mai profund. Recunosc că înainte să dau răspunsul final, am vrut să le văd de cel puțin trei jocuri pe fiecare, ca să știu în ce și mânc, în ce mă bag. Și cred că era normal. Acum deja am început muncă mai profundă împreună cu staful, am studiat. Ce pot să spun este că cu siguranță că plecăm, vom pleca de la ideea că încercăm să câștigăm grupa, dar cu mențiunea că vom avea jocuri de foc și vor fi Asta jocuri foarte echilibrate. Asta e lemnul. Uh, care e cea mai dificil? Fiecare are specific cu ei. Da. Finlanda este mai, cu un joc de echipă mai bine definit, mai echipă, mai puțină individualitate. Toate sunt de angajament, toate sunt foarte combative și aici va fi Provocarea cea mai mare să ne ridicăm la nivelul lor. Bosnia e cea mai tehnică, cea mai combinativă. Montenegru este la fel. Să un mai mult de Bosnia, dar ca să fac o paranteză... Sunt din spațiu, și evident, nu, e un, nu, e, nu sunt <coughs> alibiuri, pentru că dacă eu construiesc alibiuri, să se transmit și către echipă. Și niciodată n-am făcut asta. Uitați-vă un pic și pe jucători și unde joacă. Din de acolo, păcate uite și pe putem... rezultatele lor. Ia să vedeți că sunt un pic așa în contradictoriu. Munte Negru, ia, vedeți ce rezultate a provocat. Ia, uitați-vă la jocurile cu Turcia, 2-0 revin de la 2-0-2-2, cu Olanda conduși cu 2-0 revin de la 2-2, vedeți Bosnia, vedeți meciurile cu Franța, vedeți sunt niște rezultate. Finlanda a participat la un turneu final recent. Da. Deci, care e cea mai tare între? N-aș putea să spun cea mai tare. Poate că Criteriile după care a fost construită grupa. Sunt de la sine de înțeles, în sensul în care ne plasează ca un echilibru valoric. raporta la România, la nu ce Nu pot să spun că e o favorită pentru grupă. pentru tine. Care ți-ar fi cea mai... Pentru tine. Când te uiți la și nu, zic, trebuie în că cea mai mare problemă... și o să leam cu asta. Adică aici relativ la specificul României, când vorbim despre Deci, spre exemplu, Finlanda mă pune în gardă, mă pun toate, dar mă pune mai în gardă decât cealaltă două, pentru că mi s-au părut cei mei Organizați cei mai bun joc de echipă și cei mai Așa, consistenți, echilibrați în joc. Dar celelalte două au calitate individuală și pot provoca surprize. Pot face și rezultate. Apropo vor... de echipe cum este Finlanda, <coughs> cât contează calitățile fizice în opțiunea ta? Foarte adică mult. atunci când alegi un jucător, te uiți la el să fie fâșneț, să fie dribler sau driblangiu sau adică să mitiță. fie foarte disciplinat, să aibă un fizic bun? să În fotbalul modern foarte mult. Chiar pot să spun că foarte atent la statistici, la cifre, la detalii și tot timpul am încercat să îmi însușesc informații, să caut, să am legături care să mă ajute să-mi dea informații de la cel mai înalt nivel, să-mi să compariu să să compar eu munca cu ce se întâmplă în străinătate, cu nivelul cel mai bun. La fel, metodica, îmi ținut cont foarte mult de ceea ce ne-am propus să jucăm, dar mi-a căzut pe mână relativ recent de la un scouter care acopera Marea Britanie și care lucra cu cluburile importante. Uh -huh. O fișe despre uh, criteriile care erau uh, primau în ceea ce însemna monitorizarea jucătorilor și calitățile fizice erau pe primul loc în uh, efectiv într-o manieră dar la noi nu sunt pe să fie loc. foarte bun atlet, da, dar nu să fie cazul puternic. Acum ne întoarcem la specificul fotbalului nostru, și de român cred că dacă totuși reușim să îmbinăm calitățile astea ale noastre, care sunt tehnică, viziune, fantezie și avem jucători în sensul ăsta, cu jucători care poate să aducă și plusul ăsta de forță și să echilibrăm un pic ceea ce înseamnă echipa și automat exprimarea ei, atunci putem să compensăm un pic. Dacă ne ducem numai pe mingicăreală mult în termenii ăștia mai populari și pe nu știu, un plan care este... Fotbal de sală. De fantezie, nu vom avea câștig de cauză. Uh. Cred că trebuie să fim și combativi, să fim și mai determinați, să avem și alt spirit. Și de-aia spuneam în ieșirile mele, din ultima perioadă în spațiu public, îmi doresc să fim mult mai competitivi ca și mentalitate. Dar nu putem și cum să schimbăm ADN-ul fotbalistului român. Care însemna să mă mint singur. Da. Bun, de exemplu, uite, Victor să spune așa, Octavian Postul trebuie să mai pună forță pe de acord? Da, de acord. Trebuie forță, să... maturitate, sunt... e un jucător cu foarte mult potențial, dar trebuie să îmbunătățească mulți parametri. Forță, maturitate, mai e vreunul ca să nu da. În primul rând, vedeți că are în continuație fluctuații, de la un joc la altul și din moment în momente de joc. Și eu l-am avut pe mână și l-am antrenat are 5-6-7 minute bune, iese la rampă, are volum de joc, caută mingea, e dinamic, e prezent, e eficient, după care are 7-8 minute când dispar. Eu aveam și o strategie, la cei mai tineri eram mult mai vocal în timpul jocului și când îl vedeam un pic că intră într-un cond ăsta de uh, nu mai acopera raza uh -huh. care trebuia de teren, nu mai căuta mingea, nu mai avea volumul în care trebuia, reacționam și încercam să-i stimulez. Uh -huh în da. continuare, dar sunt specifice și vârstei lucrurile astea. Corect. Vorbim de jucători tineri și de, de, de cu viitor în principiu bun. S -s sperăm, tragem de deci. ce ar trebui să mai facă? Unii că ar trebui să slăbească, de exemplu. Pe să-și dezvolte capacitatea de efort, pentru că în ce mai ce probleme am avut, a avut și el, le-a recunoscut, să devină certitudine pentru Craiova, în sensul în care nu să joace sporadic, să joace joc de joc, să devină eficient, să aibă să demonstreze lucruri la fiecare joc, pentru că asta înseamnă să fii lider, să fii prezent, să fii eficient și în economia jocurilor și atunci când de acolo va stabiliza lucrurile astea, cu siguranță că va avea altă, altă, altă alt interes de deja în partea nu normal să-ți să -ți iasă burta din șort. Adică eu o poză de la meciul cu Dinamo absolut compromițătoare pentru Markovici. Adică e ceva de azi dreptul disgrațios. Nu știu dacă, cred că poză. Vai de uh, Petrila, ce trebuie să mai facă? Marcovici, iar vezi că mă întorc la ce spunea. Ține de noi. Și e ușor să spunem că jucătorii n au mentalitate, că nu sunt solizi din punct de vedere mental, emoțional. Dar noi cum contribuim? Marcovici. Uh, am avut și cazuri la echipele. Hai să nu vorbesc de Marcovici, că nu l-am gestionat eu și nu sunt un, uh -huh. cunosc foarte în detaliu problema am avut reguli peste tot. Jucătorii trebuia să vină în anumiți parametri când ne reuneam. La fel, în ciclul săptămânal erau e, cântăriți, monitorizați cel puțin de două ori. În cazul în care depășeau greutatea, erau penalizați. Ieșeau din, din circuitul echipei. Sunt echipe, prea chiar. unii dintre ei? 100%. Sunt prea 100%. răsfățați? 100%. Lasă, și... lasă că tu ești talent mare. Nu, mai, mai închidem ochii la un pic de greutate. Uite, dreutate. eu știi ce am descoperit la mine în timp? Că la început am avut un impact <coughs> din ăsta teoretic negativ la echipele unde am mers, în sensul în care am încercat să impun de la început disciplină, ordine, lucruri clare, concrete, principiile după care Uf. ne organizam, activitatea, implicarea în antrenamente, care tot timpul trebuia să fie totală. Și erau un pic reticenți pentru că mulți nu erau obișnuiți cu astea. Dar după o lună, două, foarte rapid să aliniau. Deci da de să spun că e datoria noastră ca să intervenim. Să aliniau și după aia deja, după luna 3-a, 4-a, le se păreau lucruri firești. Și când unul ieșea din tipar, reacționau ei. Nici nu mai apucam să reacționeze. Să luăm o pauză, revenim, mai avem de vorbit, încercăm să vedem, de exemplu, ce va juca echipa României, cum va juca, ce, ce să ne așteptăm, la ce să ne așteptăm să vedem pe teren, ca asta e foarte important. Uh, și despre, sigur, alte lucruri. Astăzi, de exemplu, să nu uităm că este revenirea Ligii Campionilor cu optimile de finală. PSG, contra de la Real, Înpoarte la PSG Donaruma. dar nu e Navas, s-a anunțat acum. Este Donaruma și o să vedeți și Nu e o mare surpriză că e Nu, no, dar era de la, de la că... Keylor, dar, în fine, v-am zis și eu. Pauză. Alături de Edi Ordănescu, Cristi Giambașu și sigur urmează Eurofotbal și meciul de 1,5 miliarde de euro. Atât este însumat bugetul celor două echipe, PSG și Real Madrid. 1 miliard și jumătate de euro. Bugetul de salarii la PSG este de 629 de milioane de euro. Uh, ca să nu mai comparăm ceva mai devreme, la Digisport Special, un jucător spunea că un la 30.000 de euro, doar ca să scape de la media, și e vorba de grădina. Bine. Uh, apropo de, de toate, tu ai ajuns la cel mai înalt nivel da de antrenor în România, că ăsta este conform unei 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 grile, uh, ai ajuns acolo și sigur că, dar așa se întâmplă într-o, în orice fel de univers, care nu este perfect, sau în fine, în orice fel de univers, când, de, ajungând de acolo, au apărut din spate tot felul de probleme. Te urmărește chestiunea cu pandurii? Acolo unde doi foști oficiali spun că ai fost numit ca urmare a intervenției, deloc? Deloc? Dar nu ți-ai pus întrebarea în povestea asta. Mi-am pus întrebări cât a fost necesar. Nu, că... nu ți-a spus nimeni că s-a <coughs> întâmplat ceva de genul. În primul ăsta? rând, plec de la ideea că. Păi nu avea cum să-mi spună așa ceva. Uh, plec de la ideea că sunt foarte conștient că reprezint echipa națională. Uh, Nu-mi permit să duc. Uh, uh, conflicte din astea personale în prim plan și în același timp să um, inevitabil să atrag uh, să creez o stare din asta negativă în jurul echipei naționale, pentru că totuși a fost acuzat Edi Ordenescu care este antenorul echipei național. Mai mult decât atât, nu pot să fac o agendă personală și nu, în ultimul rând, nu pot să-mi permit ca să mut focusul de pe munca efectivă pe care o am de făcut. Și atunci am stabilit și am și spus asta public că o să evit să intru în uh, dispute din astea publice. Da, asta e, de acord. Consider că mi s-au făcut da, foarte multe nedreptăți. Să foarte multe nedreptăți mi s-au făcut. Uh, e în mâna avocaților momentul de față. Sunt multe lucruri care le putem discuta inclusiv perioada când am fost acolo și domnul Condescu făcea Presiuni, poate e mult spus, dar m-a pe N canale ca să uh, vină înapoi la Pandurii să lucreze cu mine, și acum, după 8 ani de zile, ies astfel de lucruri, dar aparțin trecutului și astea. A fost și pentru mine ciudat că astfel de discuții au ieșit după 8 ani de zile. Uh, cred că ar trebui să se vorbească despre perioada mea acolo și rezultatele care au fost și să despre faptul că a fost unul din cel mai mic buget din istoria perioade respective a pandurilor și în trecut cu un buget de 12 milioane echipare retrogradă în Liga a doua. Au fost foarte multe lucruri scoase din context și mă opresc aici. Ce pot să spun este că va veni o zi și îmi doresc ca aceea să fie cât mai îndepărtată, când nu voi mai fi antenor echipei naționale și îmi permit să răspund mai concret la niște lucruri cu subiect și predicat. Tu vorbești despre bani, Acum despre chestiuni care au fost acuzate cu bani. Sau... Vorbesc și despre bani și despre faptul că a fost, am fost acuzat că au fost anumite presiuni în aducerea mea și o să spun lucruri concrete. Ce pot să de... spun este că eu niciodată și niciodată n-am făcut și nu o să fac și nu o să mă folosesc de, nu știu, posibilități din astea colaterale de a, -am, de a am nu știu, facilita un anumit drum în carieră, pentru că știu că astea se întorc și pentru că am fost tot timpul sub, suficient de orgolioși de, nu știu, de de stăpân pe munca pe care o pot face, încât nu mi-am dorit așa ceva. Ok, fii Teddy. Hai să facem următoarea convenție. Suntem o țară plină de uh, nepotisme? Putem să fim de acord? Asta cu puteți chestii... să spuneți voi. Eu ce pot să spun nu, este că pentru trebuie mine, în țară. pentru mine... Stai puțin că n-am terminat. Nu să spun imediat. Deci suntem o țară în care vedem peste tot, în administrație, în toate locurile, legături, să spunem, nefire sau nu cele mai obiective. Da. Tu poți să spui cu una pe inimă că la un moment dat Gabi Oprea, fiind prieten cu Angel Iordănescu, nu s-o fi gândit și având o putere, că avea putere asta și am văzut că am mai folosit, un pare rău să o spun. Da? La un moment dat a fost o chestiune chiar tragică legată de ea. Nu -o fi spus la un moment dat, nu -o fi spus să rog, e un băiat care merită, că e nu, bun. Nu, pentru că știu cine m-a contactat și știu cum au ajuns la mine. Și veneam după o perioadă înainte la Târgu Mureș, când tot era în sfera politică, cum sunt multe cluburi încă în România. Și la media și a o implicare politică Trau, și eram știu, în insolvență. Și am fost legați de mâini și de picioare și am scos echipa din insolvență până rezultatele pe care le-am făcut, până banii care am atras, până jucătorii pe care i-am vândut. Asta înseamnă că am fost, nu știu, protejat politic și la... Și la... Eu nu vorbesc despre rezultate. Eu spun despre momentul inițial. Ăla te întreb. Ești tu convins 100% că n-a pus o vorbă, cum spune unul dintre oficiali deci de acolo, dacă că e... au venit de la un la București și ne-a spus că e... eu prea zis să-l numim pe Dacă, voi, dacă te uiți un pic o pe perioada respectivă, clubul a fost menegeriat din punct de vedere politic de o anumită tavără care a dus un anumit ciclu și exact atunci se schimbaseră lucrurile. A venit a venit o altă implicare politică, pentru că factorii de decizie erau politici. Da. Factorii de decizie erau și... dacă eu mă duceam și solicitam, și acum ce spun, mi-asum total. La domnul Oprea să mă ajute, nu la î, Panduriu, în orice fel, cred că îmi punea cătușele la mână la cum era. Niciodată n-am apelat și nu o să apelez ce la ajutor. Că... El. Cred de ce? că el, pentru că îl știu cum era și știu cât de tare respingea astfel de situații și astfel de solicitări. Dacă vreodată el sau un alt om politic, în prisma sistemului relațional, că e firesc, ne învârtim în anumite cercuri, tatăl meu a fost implicat politic, a spus un cuvânt bun despre mine, m-a susținut într-un anumit context, a făcut-o pur natural și din proprie inițiativă. Pentru că au fost și alte cazuri când știu că oameni politici au vorbit de, de bine de mine, cum a fost chiar și la CFR, că și acolo e speculații. Și a fost în sens invers. Am fost apelat să mă întorc la CFR, am refuzat, pentru că eram încă, nu știu, afectat de perioada inițială, de prima, primul mandat, de cum am plecat, am considerat că mi s-a făcut o mare nedreptate. Am refuzat și aici pot să fie martor patronul clubului, președintele Marian Copilul de la perioada respectivă și încă o persoană cu okay, influență politică, eu. care e de neanturajul echipei. Am refuzat și persoana respectivă. Căruia, al cărui nume nu am. Poate dânsul să facă din propria inițiativă, dar n-am permisiunea să-l fac public. E, nu e greu de... de uh găsit. Da, da, știu, știu. El l-a apelat pe tatăl meu și a zis, haide puile să-l convingem să vină că, uite, noi știm ce poate, a făcut o treabă excelentă și după ce a plecat de aici la media și e un moment bun, va avea sprijinul nostru pentru că data trecută când a fost, au fost niște lucruri care nu s-au întâmplat dar așa pare, cum trebuie. Dar ce pare ok ca indicații astea pe aici? In, dar -pe, sunt chiar naturale. sunt chiar naturale. Sunt lucruri, dar... Ar trebui dar... să stea deoparte toți oamenii ăștia păi, să-și vadă de la lor. Și eu întreb dacă cineva te apreciază. Uite, e cazul tot, și spune, domnul, la foarte o face o muncă foarte bună. Dacă e ceva bun... politic, l-aș ruga să nu mă mai aprecieze, să-și vadă de treaba lui. Dar pentru eu, nu am cerut. Va fi, uite-te cum se pot întoarce. Să zicem că nu a, nu a fost nimeni, nimic, nicio implicare politică, să zicem. Dar dacă pune o vorbă bună, absolut natural, un om politic, ea nu va fi vorba bună a unui om. Bun, eu te întreb, eu pot politia. să controlez ce un face politic. și ce zice toată lumea. Nu, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, am. Tras concluzia că sunt apreciat, că există un regret pentru ce s-a întâmplat prima oară, că există încredere și deschidere pentru mine și uh, probabil ei au privit-o și ca o reparație morală, în sensul în care, domne, atunci n-a fost firește ce s-a întâmplat, cel puțin asta mi-a spus și patronul la momentul respectiv. Am <coughs> mers și am bătut palma cu clubul și cu patronul. Eu nu am lucrat cu altcineva, eu am făcut muncă de birou și de teren și asta au fost preocupările mele. În rest, că sunt cluburi încă cu influență politică, că sunt cluburi departamentale, că sunt cluburi care încă. Sunt reprezentate de autoritățile locale. Asta este firesc. Cu ce era să fac? Să nu lucrez nicăieri unde eram apelat pentru că era implicat politicul și putea să se facă o anumită legătură. Dacă cineva a vorbit pentru mine... La superlativ, fără să solicite ceva în mod concret, eu îi sunt recunoscător. Deci, ești convins mulțumesc. că, cum zice Mihai Prunariu, nu el a spus direct că să-l numim, că a ordonat, s-a ordonat întotdeauna. Deci eu spun cea... că fiecare trebuie să fie responsabil de ce spune, spun că treaba asta este mâna avocaților mei, spun că eu n-am solicitat. Inclusiv asta. Eu asta în mod special. Eu n-am solicitat ajutor de la nimeni niciodată și da, e adevărat că la momentul respectiv factori politici erau implicați în activitatea echipei ca dovadă că și la conferința mea de prezentare au fost prezenți. Nu se merge cam departe cu factorii politici, nu știu, la, la o echipă se, nu, dar nu se merge la, cam în cam campanie electorală. pentru În ceea ce înseamnă faptul că toată lumea se folosește sau toată lumea care a ieșit în perioada asta relativ recentă după ce eu am ajuns aici și nu s-au vorbit atâția ani dar foarte puțin s-au vorbit de rezultatele pe care le-am făcut, de eforturile pe care le-am făcut, că că de vorbete. sacrificiile pe care le-am făcut, de faptul că, indiferent că a fost Pandurii, Astra, Gazmetan, CFR, mi-am îndeplinit și depășit obiectivele, că am construit de la zero echipe și că am stat efectiv, am trăit la media și un jumate în stadionul de unde jucă cred că a nimeni asta? Be Pentru nu, că astea sunt dar, date. Dar, datele sunt greu de corect. Dar când faci astea și când știi până ce ai trecut și știi cum te-ai chinuit și știi că au fost momente când ai adus banda acasă ca să susții activitatea, cum am făcut eu și nu sunt singurul și nu în cazuri izolate, și vin după 8 ani de zile anumite persoane care sunt îndurelnice din anumite puncte de vedere și dau cu noroi cu atâta ușurință, E frustrant. Cu toate că persoanele respective au făcut și foarte multe lucruri bune. Domnul Condescu a făcut nu lucruri bune, lucruri foarte bune într-o anumită perioadă. Dar sunt și lucruri care nu recomandă să iasă în față să vorbească despre mine și despre activitatea mea. Apropo de uh, tatăl tău, spuneam, s-a dus la un moment dat la Mircea Sandu să-i pună pe masă, să-i spună, domne, să înceteze cu blaturile, pentru că mi afectează munca la echipa națională. Tu ai spus că suntem în altă paradigmă. Ai putea -i la la noi să i la Răzvan Burlanu și să-i spui, domnule, faceți ceva, pentru că aceste cluburi care se prăbușesc cu jucători neplătiți, cu toate problemele astea pe care voi totuși ar trebui să le, să le reglați în calitate de gestionare fotbalului românesc, toate astea îmi afectează activitatea marea. Au fost discuții și în sensul ăsta și și-au dat ce pot să spun este că și-au dat tot concursul să discutăm, să găsim soluții împreună. Știu că sunt într-o stare alertă din punctul ăsta de vedere. Apropo, e tot ce se întâmplă am acum am cu echipe care riscă să nu Am termine avut campionate. șansa între ghilimele ca să am parte numai de proiecte de genul ăsta cu mici excepții și la și la Târgu Jiu, că vorbeam mai devreme, și la media și în insolvență, și în perioada CFR au fost anumite probleme. Și ce face federația? La nivel adică de, de ligă și de federație este foarte simplu să aplice prevederile caietului de sarcin, da? Caietului de licențiere. În momentul în care se aplică ceea ce scrie în caietul de licențiere, nu vom mai vedea cluburi cum este mediașul, care nu mai are bani să-și plătească jucătorii. O și care pierde puncte într-una. Da? Care... Din păcate, eu am fost am îngrenat și am făcut multă muncă de teren, efectiv, zi de zi, în um, activitatea echilibrului, Am fost foarte implicat și știu ce probleme sunt și multe sunt foarte greu de <coughs> ținut sub control, altele sunt foarte greu de anticipat, cum e cazul acum la gaz, din păcate, și pentru mine e un moment foarte trist, pentru că eu am fost acolo exact în perioada când am ieșit din insolvență și, și datorile erau zero și echipa era intrase în play-off cu rezultate, cu o echipă nou formată, cu jucători vandabil, din păcate... Lucrurile... Dar care, sunt, care sunt, Ai zis că ai vorbit cu Federația. Care sunt De exemplu, ideea asta să reții o parte în dreptul de televiziune ca Eu și când eram anterior la club am susținut treaba asta, că ar fi bine. Dar ce s-ar putea face? Ce, o să ar să mai fac dispărea încă vreo șapte, opt echipe dacă am face asta. Din păcate. Păi și atunci cum facem? Încerc ce să mă implic când... de, uite, și chiar vorbeam iar tot în, în spațiu public. Am vorbit multe subiecte cu președintele, cu Um, poate vin altele mai sănătoase Bodescu. din Liga Doar, uh, da? da, dacă dar unele vin sănătoase ligă. și să îmbolnăvesc foarte repede. Ah. Uh, am discutat și despre părțile tehnice că am spus că mi-aș dori o competiție un pic un pic schimbată și să nu știu să stimulăm un pic un alt tip de joc mai dinamic, mai combativ, mai liber. Asta cum se să să poate fie exact cum să face. Eu am și uitați-vă pe, pe anumite declarații care le-am avut în trecut, că sunt lucruri care nu vin acum cu ele din uh, Joben. Uh, și când eram antenor, spuneam că am circulat foarte mult în străinătate, am văzut cum sunt construite acolo antramentele, metodica de lucru și am încercat multe lucruri să le implementez aici, uh, adaptate uh, la ce. Ceea... Să de... avem altă adversitate în antramente, altă intensitate, mai puțin timp morți, mai multă dinamică, ceea ce eu doream și la jocuri. Și poți, spuneam, să impui asta, poți să impui. Să avem o altă manieră de arbitraj, mai liberă, să fie volumul de joc mai mare. Îți dau cifre. 11% vorbeam cu un coleg din federație. Eu am fost mereu atent la statisticile astea. 11% mai mult fotbal se joacă în campionatele astea, făcând-o... Aici este adevărat, este o medie din top 5 campionate din Europa. 11% mai mult timp efectiv de joc. Mult mai puțin fragmentate da, jocurile. Da, mult mai libere condițiile. mai vorba de calitatea tehnică a jucătorilor care a 100%. Ca Bun, dar mai mult edi, în joc. Eu vreau, vreau, mai... vreau să revin totuși la esențial, pentru că e important și pentru că s-ar putea. Păi nu s-ar putea să-ți afecteze munca ta. Ce poate să facă federația? Să nu mai avem masa asta enormă de jucători nemulțumiți. Știu, dar asta e un subiect foarte complex și măsurile trebuie să luate la toate. Ar trebui să miște totuși ceva, că unde ne ducem? Să avem cel mai mare, sunt disperația aia de pe la comisiile europene. Dar nu crezi că și cluburile ar să organizeze managementul diferit? Ba da, dar nu ar trebui obligată, că de la sine nu vor face nimic, după cum vedem. Absolut nimic. Unde e privat, totuși pare un pic responsabilitatea mai mare, dar în același timp Privatul cum îl atragem? Nu știu, o să-l atragem cu o pauză publicitară, asta e sigur, după care o să vedem ce, ce fel de sistem, o să încercăm să aflăm ce fel de sistem va juca echipa să sau sisteme uh, și ce fel de, de, fotbal în această grupă de Liga Națională, că asta e prima, că după aia, nu știu, sunt, vom vedea cu cine suntem în grupa de calificare la campionatul european.